Încep caznele întoarcerii acasă. Cine s-a distrat de Paște departe de casă și a sacrificat toată ziua de astăzi pe drum. Multe dintre șoselele principale au fost arhipline, însă au condus detașat autostrada Soarelui pe sensul către București și DN1 dinspre Valea Prahovei. Nu le-a fost mai bine nici celor care au traversat Valea Oltului. Pe Valea Prahovei, nebunia a început pe la prânz, când aplicațiile care monitorizează traficul anunțau din start întârzieri de peste 30 de minute. Drumul și așa anevoios către casă a fost încetinit și de o ploaie torențială. Plouă foarte tare pe o mare parte din Valea Prahovei, vizibilitatea este redusă, fapt ce încurcă și mai tare șoferii care se întorc spre capitală. O aplicație de monitorizare a traficului arată că pe unele porțiuni se circulă și cu 6 km pe oră. Suntem în Sinaia, iar până la București aplicația ne arată 2 ore și jumătate. Am plecat la ora 1 și e 5 jumate. Azuga Bușteni e foarte greu. Din centru bară la bară și apă din trotuar în trotuar. Și ploaia asta care încurcă și mai tare. Încurcă și mai tare, da. Așteptați la aglomerația, da, dar ploaia nu. Au fost mașini cu duiumul și pe autostrada Soarelui, semn că litoralul a fost o destinație aleasă de mulți. Circa 30.000 de oameni au petrecut acolo vacanța prelungită de 1 mai și de Paște. Bară la bară, foarte aproape de cel din spate și cel din față. Este trecut de ora 15, iar traficul este extrem de aglomerat pe sensul de mers către București. Aici, la stația de taxare de la Fetești, se înregistrează deja 50 de mașini pe minut, ceea ce înseamnă un trafic aproape dublu față de o zi obișnuită. A fost greu de parcurs și Valea Oltului, în special între Sibiu și Călimănești-Căciulata. Dacă părinții revin în mod normal de mâine la serviciu, copiii mai au o zi de vacanță. Școala începe de miercuri.